Bună ziua, dragi telespectatori! Bine ați venit la emisiunea Psihologie și Viață. Sunt Ceraselea Libe, gazda dumneavoastră. Alături de mine se află azi colega mea, psiholog, doctor Ana Băiescu, terapeut relațional Imago. Bine ai revenit în studiourile TV Cluj AM, Ana. Mulțumesc de invitație, Ceraselea, și sunt onorată că am primit această invitație. Eu mă bucur foarte mult de această reîntâlnire, cu atât mai mult cu cât astăzi vom vorbi foarte mult despre Imago, despre ce înseamnă Imago, despre cum se fac formările în această zonă și ce evenimente ne așteaptă pe cei interesați de această terapie. Și vom începe chiar cu aceasta, Ana, să ne explici ce e Imago. Ca să pot să explic sau să răspund la întrebare, cred că aș avea nevoie de mult timp, dar o să încerc să sintetizez cumva, pentru că mi este unul dintre cele mai dragi părți din profesia și din viața mea personală, Imago, și spune foarte multe inclusiv despre mine personal. Dar o să mă rezum sau să încep cu conceptul Imago, așa cum autorii terapiei relaționale Imago, Harville Hendrick și Helena Kelly Hunt, îl definesc făcând referire la acea imagine, da, mentală pe care și-o formează, pe care ne formăm fiecare dintre noi în copilărie de-a lungul interacțiunilor de zi cu zi, persoanele semnificative pentru noi ca și copii, mama, tata și ceilalți, cu interacțiuni pozitive și negative și felul în care am construit această imagine despre relații de-a lungul acestei călătorii psihologice către vârsta adultă. Cât de importantă e această imagine? Cât de mult ne călăuzește în relațiile pe care le vom avea atunci când suntem adulți? Este foarte importantă pentru că intrăm în relațiile semnificative ca și adulți, inclusiv în relațiile romantice, cu această imagine mentală despre relații, despre ce înseamnă să, inclusiv despre iubire, despre ce înseamnă să iubești sau să fii iubit, să primești sau să dăruiești iubirea. Deci ele sunt foarte prezente în viața noastră ca adult, chiar dacă s-au construit de mult în trecutul da, nostru. Se întâlnesc două imagini distincte, nu? Că suntem e vorba de parteneri, suntem diferiți și oarecum ajustarea aceea la cuplu presupune renunțări sau adăugiri? Cred că răspunsul și mai potrivit ar fi vindecare. Când ajungem, dacă ne faci referire doar la relația de cuplu, da, da, ne îndrăgostim cumva și suntem atrași inconștient de el, ea, care au o parte din trăsăturile pozitive, dar și din cele negative a celor care ne-au crescut. Inconștient suntem atrași pentru că ne este familiar acel model. Îmi place și o să-mi permit pe parcursul discuției să aduc în... să evidențiez câteva paradigme relaționale ale terapiei Imago. Și iată că una dintre ele care are legătură cu întrebarea ta, Ceraselea, este cea care face referire la incompatibilitatea care face ca un cuplu să funcționeze. Nu compatibilitatea neapărat. Faptul că suntem diferiți și asta la început ne atrage, dar apoi, de-a lungul etapelor pe care traversează o relație de cuplu, ajunge să fie și subiect de conflict, de ceartă, mai specific în etapa luptei de putere. Da, așadar, vindecarea presupune o cunoaștere foarte, foarte profundă a celuilalt și a sinelui, nu? Conștientizare mai degrabă, da? Deci să cunosc, dar să conștientizez care sunt rănile sau nevoile mele neîndeplinite în copilărie, interacțiunile cu părinții sau ceilalți importanți pentru noi și să devin conștient cumva și de cele ale partenerului, partenerei mele. Iar atunci când în etapa iubirii romantice, în prima etapă care aduce un cuplu sau doi parteneri să formeze un cuplu, îi aduce împreună pe aceeași scenă a relației de cuplu, noi aducem acest imago de care am spus mai devreme, da? Da. Formarea unui terapeut în această terapie specifică, Imago, presupune ce? Parcurgerea unor cursuri, acreditarea la o anumită formă presupune de asemenea mă rog, pași consistenți și bine structurați,
dacă ne poți spune și despre formare. Despre formarea ca terapeut relațional imago în această dată sau în această început de an, putem spune foarte multe, pentru că există deja de anul trecut Academia Imago România. Avem specialiști din România, dar avem și invitați formatori din Statele Unite. Avem programe de formare pe care l-am urmat și eu în urmă cu ceva vreme, foarte bine structurate. Anul acesta și chiar luna viitoare o să înceapă un nou program de formare în terapia relațională Imago, chiar aici la Cluj-Napoca. Toate informațiile legate de formare, legate de condițiile de certificare se găsesc și pe site-ul Academiei Imago și pe pagina de psihologie. Oamenii sunt invitați, psihologii, terapeuții, curioși sau care doresc să aducă mai mult ca și parte de aprofundare a practicilor înspre terapia sau știința relațiilor, pot începe acest program de formare care primul sau cel de bază durează pe parcursul unui an, 3 module, a câte 4 zile fiecare. Da, prin ce se deosebește de alte forme de terapie relațională? Cred că Imago, paradigmele pe care le aduce și care fac diferența vis-a-vis de povestea de viață și felul în care ne îndrăgostim, etapele pe care traversează un cuplu unul alături de celălalt și felul în care copilăria și nevoile noastre mai mult sau mai puțin împlinite ne fac să venim cu niște adaptări sau cu niște mecanisme de apărare foarte bine structurate în relația de cuplu. Mi-aș permite să spun încă una dintre paradigmele care îmi vin în minte relaționale sau terapie Imago, că noi cu toții ne naștem dintr-o relație, suntem răniți sau simțim durere în relații, dar ne vindecăm doar în relații, nu în afara lor. Deci este nevoie să fim împreună, cumva, ca să putem vindeca. E foarte importantă această perspectivă, cu atât mai mult cu cât tendința de renunțare la relații pare a fi mai accentuată în ultima vreme, nu? E o tendință așa de retragere, nu de salvare a relației, nu de vindecare. Și are foarte mult sens ceea ce spui, Cerasela, pentru că atunci când doare, creierul nu-i place. Nu ne place să simțim durere. Și atunci când ne doare, tendința este să ne retragem. Retras însemnând inclusiv divorțul, da? Ieșirea din relație, separarea sau căutarea unor exituri, unor modalități de a nu rămâne acolo alături de partener, pentru că salvarea presupune tocmai ce ai spus tu mai devreme, foarte sensibil ai observat asta, conștientizarea a ceea ce ne doare, a trecutului nostru, a nevoilor neîmplinite, a rănilor noastre emoționale, astfel încât să-mi dau seama că împreună în relație putem să ne ajutăm unul pe celălalt să vindecăm, să renunțăm de fapt la adaptările noastre vechi de când eram copii și să construim într-un alt context, într-un alt loc, într-un alt spațiu, alături de un alt adult, alte mecanisme de relaționare care să aducă mai puțină durere sau care să crească partea de plăcere. Când spun plăcere, mă refer aici la siguranță și conectare, care sunt absolut necesară în relația de cuplu. Și ce vreau neapărat să nu uit să precizez legat de Imago, de spațiul dintre. Este un concept extraordinar de important. Eu ca terapeut am trebuit să învăț că atunci când am doi oameni în cabinet, parteneri de cuplu, eu ca terapeut trebuie să-i ajut pe ei, să-i susțin să vadă, să conștientizeze spațiul dintre ei, energia care există între cei doi, pentru că există această tendință de polarizare, dacă n-au ieșit încă din relație și au rămas acolo, da? Presupunem că au ajuns la cabine. Că vor să salveze sau vor să dea sens. De cele mai multe ori primesc mesaje de genul acesta și eu și colegii mei, terapeuții Imago, nu știm, am ajuns într-un punct unde nu știm ce să facem mai departe. Avem copii, nu avem copii, suntem împreună de mulți ani, suntem doar de câțiva ani și nu știm ce să facem mai departe, ne gândim că poate asta ne-ar putea ajuta. De regulă, atunci când se așează pe fotolii, ei au o... Pentru că vin certați, vin supărați, vin încărcați cu multă negativitate, cumva bifează toate criteriile care le au dus să simtă nesiguranță sau să-i deconecteze unul de celălalt.
și au tendința cumva de a cere rezolvarea de probleme acum, da? Soluții până săptămâna viitoare sau ce să facem acasă, să nu ne mai certăm, să nu mai fim în conflict, pentru că acesta este dureros și persistă de mult, mult timp. Și eu le, pe parcurs, în funcție și de fiecare cuplu, evident, adaptez un, creez un design de intervenție în terapia relațională, îi duc în a conștientiza spațiul care există între ei, cum spuneau autorii Imago, acest spațiu este un spațiu sacru, este un spațiu de iubire. Dacă au și copii, sau un copil, mai mulți, copiii trăiesc cumva sau cresc, se dezvoltă și simt siguranța de care au nevoie pe acest spațiu dintre cei doi parteneri, dintre cei doi părinți. Deci este foarte important și mulți dintre ei conștientizează, unii mai repede, alții cu nevoie, cu suport, că acest spațiu în acest moment a relației noastre este poluat. Este poluat cu critică, cu negativitate, cu reproșuri, cu jigniri, cu strigăte. Și ajung după aceea să conștientizeze că de fapt toate acestea sunt elementele etapei pe care o traversează în relația lor, și anume a luptei de putere pe care, în care tocmai au intrat sau au intrat de multă vreme, pentru că a apus cândva iubirea aceea romantică și simbioza aceea emoțională în care credeam că suntem la fel și avem. Dar dacă în acel spațiu nu mai sunt resurse de iubire? Că pot fi, sau pot fi doar într-o parte, unilateral, manifestate, atunci există și posibilitatea asta de destructurare a relațiilor, adică nu există. Când este mai bine ca sigure acel cuplu să se, da, să se separe. Da. Cred că e unul dintre aspecte pe care îl precizez încă de la început, că rolul inclusiv al meu ca facilitator al dialogului dintre ei doi nu este acela de a-i face să rămână sau să se cu orice preț sau să iasă din relație. Ei trebuie să vor rămâne într-un mod asumat, conștient, dar este important să și decidă împreună, ajutați de terapeutul Imago, terapeutul relațional, dacă vor ieși din relație. Ideea este să nu iasă așa cum o facem, cum am știut și am văzut la în familie, da, sau în apropiații noștri, total inconștient, cu foarte multe răni și durere, pentru că le ducem mai departe cu noi în celelalte relații semnificative. Deci rămân sau alegem să ieșim din relații, dar într-un mod conștient și asumat. Și acesta este un proces care necesită sprijin, suport. Da, conștientizarea realității în care se află cred că e extrem de importantă, pentru că, într-adevăr, se pot vindeca de răni care sunt importante, dar care nu ar trebui să ducă neapărat la decizie. Adică poate fi un orgoliu rănit, poate fi, cum ziceai, o luptă a puterii și nu neapărat o inexistență a sentimentelor întotdeauna. De regulă, ei vin de iubire, pot să mai fie. Bineînțeles, ei vin total deconectați. Da. Și este iarăși o perspectivă foarte frumoasă în știința relațiilor. Atunci când durerea este atât de mare sau când ne lăsăm absorbiți de durere, durerea însemnând ce ai enumerat mai devreme, da. Ne este foarte greu să mai vedem partenerul, partenera ca o persoană de siguranță. Nu mai este, devine tigrul cumva. Și rolul terapeutului este acela de a ajuta partenerul de cuplu, pe fiecare dintre ei, să conștientizeze că cel din fața lui nu este tigrul, nu este cel care vrea să-i facă rău. Pentru că ajungem să ne simțim de persoana de care ne-am îndrăgostit mai de mult amenințați. De fapt, de asta se întâmplă. Și atunci când ne simțim amenințați de el, de ea, ne vom apăra, pentru că creierul nostru știe cum să facă asta. Ne vom apăra inclusiv retrăgându-ne, inclusiv reacția noastră poate fi una de retragere sau una de prin care maximizăm energia, invadăm spațiul celuilalt. Da? În Imago sunt foarte frumos descrise în anumite cărți, într-o anumită carte, împreună la bine și la greu, a lui Harville și Helen Kelly Hunt, sunt două simboluri folosite care ajută cumva cuplul să înțeleagă, simbolul țestoasei și al grindinei, da? Unul este grindină, iar celălalt este țestoasă. Unul se retrage, iar celălalt vrea acum să discute, vrea acum să comunice, vrea acum să exprime ceea ce simte, durerea, iar celălalt se închide, da?
fie că se închide în camera lui, fie că iese de acolo, fie că spune nu te mai ascult sau nu vreau să discutăm. Cu cât unul se retrage, cu atât mai mult cel care are nevoie să discute se simte mai amenințat și se va duce mai tare către el. Cu cât se duce mai tare și vădează spațiul, cu atât acesta se va retrage și se creează acest cerc vicios al reactivității în cuplu, pe care îl întâlnesc deseori încă de la prima întâlnire. Sunt în acel cerc, dar nu-l conștientizează și nici spațiul dintre ei nu-l văd. Da, și nu, probabil că nici nu înțeleg că demersul personal poate fi eronat, nu duce spre vindecare și spre reconectare, nu? Din ambele părți. Din ambele părți. Dar nu realizează, fiecare are justificări și argumente mai degrabă pentru comportamentul lui, pentru comportamentul și dorința de schimbare a partenerului, acelui nici de cum. Și atunci astea două sunt primele care trebuie cumva flexibilizate. Exact. Și eu pun unii dintre ei mai mult, alții mai puțină rezistență. Nu, eu am venit aici să-ți spun despre celălalt. Dar și inclusiv în terapia individuală, pentru că terapia imago se adresează și individual. Și indivizilor. Da? Numai că atunci când lucrăm individual, eu lucrez și terapia imago cu un client, rolurile se schimbă cumva, pentru că în terapia de cuplu, eu ca terapeut am cei doi în fața mea, vizualizez, văd energia dintre ei, spațiul dintre ei și ajut și pe ei prin diferite tehnici să conștientizeze asta, dar dialogul între cei doi care joacă rol de emițător-receptor îl fac ei. Eu doar facilitez acest lucru. Da. Și apoi se schimbă. Cel care a fost emițător devine receptor și invers. Bun, și își transmit inclusiv dialog al frustrărilor există în cabinet. Inclusiv frustrările pot fi discutate, nu trebuie să le dăm deoparte, dar le vor face sub formă de dialog, unde imago are o structură în trei pași. Ideea este că în terapia individuală eu voi fi terapeut, facilitator. Clientul meu este emițătorul, eu oglindesc, eu voi deveni și receptorul mesajului, dar voi fi și cel care voi împărtăși perspective sau îl voi ajuta să înțeleagă. Deci este chiar un pic mai dificil în terapie individuală. Un pic mai dificil, dar cred că e foarte necesar. E absolut minunat. Este absolut minunat. Iar unul dintre lucrurile sau primele aspecte discutate încă din primele întâlniri este această conștientizare a polarizării a unuia pentru celălalt. Când celălalt, dacă nu s-ar mai comporta așa și n-ar mai striga, de exemplu, sau s-ar retrage și ar sta pe telefon, eu nu aș mai avea comportamentul acesta. Deci îl responsabilizăm pe celălalt pentru ceea ce ni se întâmplă nouă. Exact. O problemă a relațiilor a fost destul de evidentă în perioada pandemiei. Tu ai început să practici această terapie mai înainte de pandemie, nu? Da, înainte de pandemie. Înainte de pandemie, cred că în pandemie am început să lucrez deja ca să țin workshop-urile pentru cuplu. Adică să ne întâlnim într-un spațiu cât se poate de siguranță fizică, da, dar și emoțională, și să mă întâlnesc cu oamenii. Ca și terapeut am început inclusiv în perioada de supervizare înainte de pandemie. Dar pandemia a fost nevoia oamenilor de a trăi unii cu ceilalți. Da, sau de a dintr-o dată au fost puși la oaltă. Au fost nevoie să petreacă infinit mult timp decât înainte. Mult timp. Și atunci au putut fi mai evidente problemele relaționale. Lupta de putere, da? Deci cumva adaptările și rănile au ieșit la iveală. Dar cum spune o altă paradigmă care mi este foarte dragă și o transmit de fiecare dată, este că atunci când conflictul apare, vindecarea e pe cale să se întâmple. Iată că cei care vin în cabine nu învață să nu mai fie în conflict sau prin terapie nu o să mai ajungă să se certe vreodată. Vor învăța să dialogueze, exact cum am spus mai devreme, ceea ce îi supără, frustrează la celălalt, sub formă de dialog, care are cele trei componente de oglindire, validare, empatie. Pentru că în cadrul ședințelor de terapie și conștientizare, aspectul despre care am spus mai devreme, crește cumva și se și observă de la o ședință la alta empatia dintre cei doi parteneri. Devin mult mai sensibil și mai deschis la partea de durere, de suferința ta despre care nu mi-am dat seama până acum. Pentru că o parte semnificativă din felul în care eu mă comport are legătură cu trecutul meu, nu are legătură cu tine. Da, și asta ne face să nu mai fim atât de absorbiți de durere. Și ne lasă să vedem partenerul ca sursă de vindecare și de siguranță. Ceea ce până acum, de fapt,
De-a lungul ședințelor se schimbă perspectivele de viață, perspectiva asupra relațiilor pe care le aveam până acum, face intenționat, face să mă enerveze, nu mă mai iubește, nu-i pasă de mine, eram sigură că nu o să mă iubească nici acest partener sau parteneră, nu sunt demn de a fi iubit, oricând pot fi părăsit, acestea sunt rănile noastre. Aud foarte des cuplurile, unul dintre parteneri când spune este lipsă de respect felul în care el stă pe telefon sau ea seara, felul în care îmi vorbește, da? În spatele lipsei de respect, dacă aș putea și aș avea sensibilitate și ajungem treptat prin empatie și acolo, să-mi dau seama că de fapt este o durere. În spatele criticii este o dorință. Te critici și spun lucrurile fiindcă îmi doresc ceva. Dar atunci când exprim dorință, pentru că există posibilitatea ca tu să mă refuzi și mie mi-este greu să primesc asta, pentru că de regulă n-am primit ce aveam eu nevoie, se poate, este posibil, să apelez la un alt, la o altă strategie și anume aceea de a te critica. Da. Certându-se, de fapt, ei scot la suprafață probleme pe care le-au ținut mognite și rănile, durerile. E singura modalitate. Ca singura și rana fizică. Ca să poți să o vindeci, va trebui să o cureți profund. Da. Dar asta doare. Doare. Da. Deci așadar, este un proces, este un proces că văd că la Imago e folosit termenul de vindecare foarte frecvent. Vindecarea presupune și o suferință anterioară. În sine ne gândim că a durut de vreme ce trebuie vindecat ceva. Și acum revenim la ce ai spus chiar la începutul întâlnirii, de aceea de multe ori, mulți dintre noi avem tendința de a ieși din relație pentru că e mai puțin dureros aparent. Aparent, dar pierderile sunt Știința relațiilor ne spune că rănile le vei duce, imagoul tău, imaginea ta mentală, interiorizată din interacțiunile din copilărie, de zi cu zi, o duci cu tine în următoarea relație. Plus ideea de eșec personal în relația pe care ai părăsit-o, nu? Care se adaugă acelor suferințe presupuse. Ca și neputință. Ca și neputință. În perioada de pandemie ați avut și workshop, nu? Primește iubirea pe care o dorești? Primește iubirea pe care o dorești, da, este primul workshop pe care l-am ținut cu cuplurile. Am început în Cluj. Îmi place să-l numesc acest eveniment, eu l-am numit Caravana Iubirii, Primește iubirea pe care o dorești. De ce am spus așa? Pentru că împreună cu soțul meu, cu Alin, care nu este psiholog, dar care m-a însoțit în acest proces de formare și sunt recunoscătoare, sunt de fapt singurul terapeut relațional sau prezentator de workshop-uri care merge împreună cu partenerul real din viața de zi cu zi la aceste workshop-uri, ceea ce transmite foarte multe emoții și am primit feedback-uri legate de asta. Ne simțim mai în siguranță și eu și partenerul sau partenera mea când sunteți acolo amândoi și povestim și de povestea noastră de viață. Povestea noastră de viață reală și cu conflicte și cu certuri și cu, îmi place mult conceptul de re-romantizare pentru că stadiile acestea se reiau cumva, ciclic. Da? Când ajungi să conștientizezi și când ajungi să vindeci, ceea ce se întâmplă este că este posibil să te reîndrăgostești, nu de altă persoană, ci de aceeași persoană. Aceasta e re-romantizarea care este posibilă la un cuplu care este de mulți ani împreună și care face cumva să face trecerea către etapa iubirii conștiente, iubirii mature, la care tânjim cu toții. Se vorbește mult de iubire. E foarte o resursă extrem de exploatată, nu? Îmi place foarte mult, da, îmi place una dintre definițiile autorilor. A iubi înseamnă, da, să te iubesc nu în ciuda defectelor tale, ci tocmai datorită lor îmi ești drag sau îmi ești dragă. Da, oarecum înțelegerea diferențelor, nu ca niște defecte, ci ca surse de uimire, poate, sau de descoperire a noi orizonturi. Curiozitate și uimire sunt două cuvinte pe care Helen le amintește mereu vis-a-vis de celălalt, cu curiozitate și uimire și deschidere. Curiozitatea e foarte importantă într-un cuplu, altfel e îmbătrânit tot și amorțit, nu? Cumva e într-o stare de anestezie. Curiozitatea aceea redescoperirii. Re-romantizarea este posibilă și pe 20 de ani de relație în care partenerii sunt împreună. Da, și aducem împreună, așa este. Sigur, păi, și se întâmplă. Aș vrea să cred că din ceea ce mărturisești și îmi spun partenerii de cuplu, lucrurile chiar se întâmplă în sensul acesta.
al readucerii iubirii sau gesturilor mărunte, romantice în relația de zi cu zi, chiar și după mulți ani de relații. Mă întreba cineva într-o discuție dacă grija față de partener sau partenera de cuplu n-ar trebui să se întâmple după ce copiii pleacă din cuib. Și am spus că aproape că n-am aer când ascult asta. Atât de este târziu. Foarte târziu să faci asta după ce copiii pleacă din cuib, să te să te reîntorci, da? Pentru că, așa cum am spus pe parcursul discuției, în spațiul acesta trebuie să am grijă de acest spațiu pe care cresc copiii. Da, dar era și un pic de optimism în toată ideea aceea, probabil, fiindcă atunci oamenii se simt foarte singuri, adică copiii au plecat, cuibul e părăsit, e gol. Și dacă nu au avut o conexiune consistentă cu partenerul, probabil că simt nevoia este asta posibil. De reconectare. Este posibil. Sigur că da. Ca și redescoperire. Nu e niciodată prea târziu. Adică nu e un termen când el expiră. Dacă iubirea romantică poate dura maxim 3 ani, lupta de putere sau până ajungem la această etapă a iubirii mature poate dura și 20-30 de ani. Unii se maturizează mai greu în relație. Da, sau ca și parte relații. De cu ajutor sau fără. Da? Ajutor. Iar acum este minunat că există această psihologie a relațiilor, că există accesul la aceste evenimente extraordinar de minunate, există cărți de specialitate traduse în limba română. Deci iată că putem accesa și suntem cumva, ar trebui să fim recunoscători pentru asta mai mult decât au putut face părinții noștri sau bunicii noștri. Și am ajuns la cuvântul evenimente, Ana, și aș vrea foarte mult să ne vorbești puțin și despre evenimentele Imago pe care le pregătiți tu și colegii tăi. Poate ne spui și despre aceștia, echipa voastră de colaboratori și ceea ce faceți. Ce evenimente Academia pregătiți? Imago există pentru că deja suntem nu doar o mână de oameni, ci suntem mulți terapeuți. Unii sunt în formare, în supervizare, alții sunt deja certificați ca și terapeuți relaționali și sunt mândră să mă aflu printre aceștia, alături de colegii mei, care facem împreună cu un efort comun și susținut continuu ca lucrurile să funcționeze. Iată că în primăvara aceasta, în 6-7 mai mai exact, o să fie la București prima conferință națională, care va aduce împreună terapeuți certificați, invitați din străinătate, care practică sau formatori în terapia relațională Imago și așteptăm să fie un număr cât mai mare de participanți, pentru că am vrea ca această poveste despre relații, știința relațiilor să ajungă cât mai mult la cât mai mulți dintre noi. Cine sunt așteptați la această conferință? Se adresează psihologilor sau se adresează și cuplurilor? Este chiar o rubrică de cumpărat bilete accesat pe site-ul Imago România, conferința Imago. Este un link de înscriere și de achiziționat bilete pentru cupluri, pentru individual, pentru cel care dorește. Evident că sunt așteptați și specialiști psihologi care nu au cunoștințe sau nu sunt încă în formare și pot descoperi. Da. Iată că pot avea acces să vadă pe parcursul celor 2 zile ce înseamnă de fapt și ce se întâmplă acolo, dar este adresat fiecare persoane care dorește să știe mai mult despre relații. Indiferent de vârstă, da? Da. Care sunt curioși și vor să știe cât mai multe lucruri, chiar dacă nu sunt psihologi, terapeuți, și chiar dacă specialiști. Nu sunt încă într-o relație validată, să zicem, poate se pregătesc pentru o relație și vor să descopere dinainte ce îi pot aștepta. Ai intuit și ai descris deja unul din, pe lângă conferință, care vrea să aducă împreună cât mai mulți oameni, da? Psihologi sau specialiști sau nu. Există și evenimentele de tip workshop adresate, pe care eu și colegii mei prezentatori de workshop le ținem în România. Am pornit mai devreme și am spus de Primește iubirea pe care o dorești, care este un eveniment de weekend adresat cuplurilor, pe care eu l-am pus sub cupola Caravana Iubirii, pentru că m-am plimbat împreună cu Alin, cu soțul meu, am început în Cluj, apoi am ajuns la Sibiu. Anul trecut am ajuns în București, anul acesta și în această primăvară voi continua Caravana Iubirii
să o ducem înspre București și Sibiu. Este cerere și acolo, deși oameni vin din multe alte orașe în aceste centre, nu doar din cele enumerate. Dar este și un eveniment, un eveniment de tip workshop, de un weekend adresat celor care nu sunt neapărat într-o relație de cuplu. Este atât pentru cupluri, dar și cei care nu sunt acum într-o relație, care doresc să cunoască sau să știe mai multe despre relații sau să-și dea ei mai mult sens, sau care doresc pur și simplu să participe individual, cum este Keeping the Love You Find. Este un alt weekend absolut minunat pe care și eu și colegii mei toate aceste evenimente sunt promovate pe Imago România, pe site, pe pagina de Psihologie România, deci sunt colegi, este un calendar al acestor evenimente unde oamenii pot să se înscrie, pot cere întrebări, pot să își dăruiască un astfel de weekend cumpărând un bilet sau accesând, poate să-și partenerul. Un eveniment, nu? Un astfel de cadou, cred că e extraordinar pentru cupluri. Am avut cadou de aniversare, am spus, au sunat sau au scris mesaj pe un mesaj, împlinim 12 ani de căsătorie, vreau să cumpăr acest workshop pentru mine și soțul meu. Nu știu încă nimic. Apoi am primit, aș vrea să cumpăr acest workshop pentru fiinii noștri, suntem nașii lor și am vrea de la început, pentru că noi am parcurs acest eveniment, să fie și pentru ei sau pentru un prieten sau frate-soră. Se practică asta, am văzut mai degrabă în rândul lor, nu neapărat am promovat noi așa evenimentul. Deci oamenii sunt curioși și vor să vină. Și Imago este despre, odată ce începi să guști, să citești, fiecare an una, două cărți lansate în România despre terapia și știința relațiilor, începi să guști, începi să descoperi noi perspective după ce duci acasă sau relațiile de zi cu zi și vezi că începi să se schimbe lucruri, să funcționeze, vei vrea și mai mult și mai mult și mai mult. Și asta încercăm noi și colegii, și eu și colegii mei, terapeuți și cei care sunt în formare, să aducem și mai mult și mai mult, dar să se și propage acest minunat evenimente sau această revoluția a iubirii în cât mai multe orașe din România. Da, foarte frumos sună revoluția iubirii și, clar, vindecarea relațiilor prin aceasta, prin redescoperirea iubirii și a rolului ei între oameni. Ziceai de conferință că veți susține prezentări interesante. Dacă vrei să ne spui și ce alți colegi de-ai tăi sunt implicați, pe cine pot vedea la conferință cei care vor veni în mai, în 6-7 mai la București? O să fie invitat din străinătate, o să fie Rebecca Sears, formatoarea noastră. Cred că mai sunt și câțiva invitați surpriză. Eu o să am un workshop în una dintre cele două zile pe o anumită temă și discuție legată de Imago. O să fie Gaspar Gheor, colegul meu, Raluca Anton, Adela Moldovan, Andrada Lupșă, o să fie Niculina Gheorghiță din Brașov, Doina Grasu, sunt doar câțiva dintre colegii mei prezentatori de workshop. Și am vrea cumva, pentru că vor fi și prezentări în plen, așa cum apare și pe site-ul conferinței, dar vor fi și workshop-uri în paralel. Da. Informații suplimentare pot găsi pe Imago România, nu? Și se pot găsi și bilete, tot acolo găsesc. Pe site și se accesează foarte ușor și se pot cumpăra. Biletelor, da. Ok. Ideea este că e foarte important și mă bucur că ai spus de bilete. Până în 28 februarie, adică mai sunt câteva zile, există o reducere, este un preț preferențial pe care ar putea oamenii interesați să beneficieze de el. Da, e foarte bine că ne spui, pentru că zilele sunt numărate pentru această ofertă. Iar cei interesați pot să încercat cât am putut de mult să diseminăm, să ajungă la cât mai mulți oameni, să promovăm acest eveniment, să ajungă la cât mai mult și din timp, astfel încât dacă doresc să cumpere fie un bilet individual, fie pentru un prieten, fie să participe alături de partenerul, partenera de cuplu, pot cumpăra, evident că și pe data de 28 februarie se pot cumpăra bilete, dar este o reducere acum. Da.
Ana, dacă vrei să ne mai spui ceva care să ne fie așa de drum, cum ar veni în relații, un sfat pentru cei care se uită și care nu știu când să vină la terapie Imago, când, unde să te găsească? Îi spune-le că ai un cabinet și în Cluj, unde te pot găsi. Ok, da. Și un site și un cabinet. Este cabinetul, da. Cabinetul meu individual în Cluj-Napoca. Sunt terapeut cognitiv-comportamental, lucrez și terapie individuală și terapie de cuplu, dar lucrez încă și cu copii și adolescenți. Îmi place foarte mult că Imago și dialogul Imago își are rolul inclusiv în relația părinte-copil. Și este minunat, pentru că este nevoie de conștientizat, ca fiecare dintre noi să conștientizăm etapele dezvoltării copilului și impulsurile lui de dezvoltare pe etape. Atunci când suntem părinți, ca să conștientizăm care sunt nevoile copilului, așa cum am eu fetița mea acasă, dar să conștientizez și să-mi dau seama mai mult cum a fost pentru mine când am traversat eu acele etape, da? Și am ajuns la vârsta adultă. Workshop-urile sunt promovate pe pagina de psihologie pe Imago România, inclusiv evenimentele pe care le țin eu. Și călătoria prin țară, așa cum am spus, cu caravana iubirii. Oare ce să zic eu? Să ne zici că atunci când îi doare... Când se vină la... Și simt că e o problemă, nu, evidentă în relații... Să nu amâne vindecarea. Îmi vine închei cu niște cuvinte, cu o poveste foarte haioasă sau amuzantă legat de momentul când ar trebui să mergi la terapie. Așa. Și acolo este o imagine care ne-a prezentat-o Rebecca Siez la un moment dat, acum mi-a venit în minte, în care el și ea ies din biserică, mireasa, mirele, și se țin de mână, mă rog. Și spune, asta vis-a-vis de momentul cel mai bun pentru terapie, ea îi spune lui, nu mi-a plăcut tonul cu care tu ai spus da. Da? Deci nu este niciodată prea târziu, dar nu trebuie să așteptăm ca lucrurile să se amplifice sau durerea să fie atât de mare ca să nu mai putem vedea sau să ne fie greu să putem vedea o sursă de confort, de vindecare în cel care am ales să pornim la drum. Da, și probabil că atunci când se simte o disfuncționalitate, să nu așteptăm să vindece timpul. Tot iar noi. Workshop-urile pentru cuplu tot sunt ca noi. O componentă de psihoeducație. Da. Deci acolo nu vii când lucrurile sunt deja sigur. Foarte, foarte intense. Sigur. Da. Ele sunt ca o componentă prin care cei doi conștientizează aceste paradigme despre care am povestit mai devreme. Conștientizează sau descoperă perspectivele diferite față de interpretările pe care le-au avut până atunci în registrul lor relațional. E oarecum o prevenție, nu astfel de participare. Da, intervenția primară, ca să nu ajungă lucrurile să fie și mai grave sau intense, deși și acolo există soluții, dar procesul va fi un pic mai lung. Nu este ceva care se termină, pentru că așa sunt evenimentele de viață. Este o călătorie prin viață a doi oameni care au o poveste în spate și care încearcă să construiască un drum cu cât mai puțină durere, cu cât mai multă siguranță. Psiholog dr. Ana Băiescu, ne-ai transmis atât de multe lucruri pline de speranță, de fapt, prin tot ce ne-ai zis, Ana. Uh-huh. Îți mulțumim foarte mult de participare și aș vrea să ne promiți că după conferință mai vii la noi, da, să ne spui și cum a fost. Da, avem mari emoții, dar cu siguranță să fie constructive, da, așa cum este firesc, că fac parte din viața noastră și cu mare drag revin. Vă mulțumim, dragi telespectatori, și dumneavoastră, și așteptăm să ne revedem. Mulțumesc, Ana! Cu La drag. Revedere!